Bine ați venit la un nou episod de The Hub Podcast. Câteodată avem evenimente tehnice care se întâmplă în oraș, câteodată avem evenimente culturale care se întâmplă în oraș, dar un lucru foarte important pe care nu îl putem ignora, avem și evenimente educaționale care se întâmplă în oraș. Și cu ocazia asta, podcastul de astăzi e un pic diferit. Îl avem alături de noi pe profesor doctor inginer Mihai Udrescu din Timișoara să ne povestească un pic despre evenimentul care se întâmplă odată cu 1 octombrie, și-anume noul master de Quantum Computing. Bine ai venit! Mersi că ne-ai ne onorat invitația. O să începem destul de straightforward, și-anume ce e Quantum Computing? Um, sunt mai multe definiții. Probabil cea mai clară e cea care spune că e calcul făcut cu Particule la scară atomică sau calcul care beneficiază de proprietățile lumii subatomice. Acolo sunt alte legi ale fizicii. Și, practic, e o mașină de calculator cuantic, este o mașină construită după legile mecanicii cuantice, nu după legile mecanicii clasice. Asta ar fi A, diferența dintre calculul clasic și calculul cuantic. Și în, uh, în termeni românești. <laughs> Pentru toată lumea care ne ascultă și nu a înțeles absolut nimic, cum ai defini un calculator foarte puternic care poate da, bun. executa calcule acum. mult mai repede decât altele. Da, acum, uh, când am spus fizică cuantică, deja lumea se gândește că e complicat, fiind complicat, e complex, deci trebuie să fie mai bun. Da, dacă e complicat, e bun. Um, da, uh, într-adevăr, uh, există niște avantaje pentru, pentru calculul cuantic și de este așa un mare efort în lume, la ora actuală, pentru implementarea unei astfel de mașini de calcul. Uh, lumea se străduiește să-l construiască pentru un motiv și motivul este că este mai performant. Cel puțin în câteva probleme, uh, cum ar fi iau un exemplu, căutarea într-o într listă nestructurată sau uh, factorizarea, adică să găsesc factorii primi a unui număr întreg. Da? A, a, astea sunt rezolvate mult mai, mult mai rapid. Ci există, cum se zice în engleză, handful of problems care sunt mai, mai, mai eficient uh, rezolvate în calcul cuantic. Deci a, asta, asta este, este o, 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 o primă, să zicem... Um, un prim element care atrage comunitatea calculatoriștilor înspre calculul cuantic. Cea de-a doua uh, este miniaturizarea. Adică, dacă ne uităm la. Uh, și okay. eu vin din, din hardware, mm -hmm. da? și uh, acum se pregătește tehnologia de 2 nanometri. Ce înseamnă asta? Păi, dacă să ne uităm la, la tranzistor, da, asta înseamnă șase atomi de la un capăt la altul. Și. Uh, în lumea academică, să știu papere de astea care au făcut senzație, a fost în, în Nature, Nature Physics, cred, uh, un paper care demonstra posibilitatea implementării unui tranzistor cu un atom. Până ajunge asta în industrie, o să mai treacă vremea, dar ca principiu se poate. Și atunci întrebarea e: ce este beyond that? Da? Ce-i sub atomul? Păi mai jos nu poate fi decât acea lume care este condusă de legile mecanicii cuantice, despre asta e fizica cuantică, despre fizica, adică funcționarea lumii la nivel subatomic. Ok. Ai, cumva ai, ai furat și startul la, la următoarea întrebare. Um, ne ne zis că există o, un subset de, de domenii în care face sens uh, toată zona asta de, de quantum computing. Uh, dar hai să o punem și dintr-o altă perspectivă. Cine ar ajunge să folosească tehnologia asta? Mm, foarte multă lume. Uh, bun. Pentru cei care construiesc calculatorul cuantic sau cei care construiesc calculatorul cuantic, în principiu sunt hardiști. Pentru că, um, uh, cum am spus, există câteva probleme unde calculatorul cuantic e mai bun decât cel clasic și atunci nu are sens. Economic vorbind, să construiești un calculator cuantic universal. Ce sens are să construiesc o mașină atât de scumpă, de sofisticată, care să rezolve la fel de eficient ceea ce îmi rezolvă un calculator destul de obișnuit. Și atunci, normal că se hardwire uh -huh. cumva uh -huh. acele funcții unde calculatorul cuantic bate calculatorul uh, clasic. De-aia e o, e o chestiune de hardware. În Fizicienii numesc modelul ăsta modelul unui calculator clasic cu un oracol cuantic. Adică am un calculator clasic și când de o, de o funcție care poate fi rezolvată mai eficient de calculatorul cuantic, eu pasează. E ca și cum mai avea un coprocesor cuantic. Cam ăsta cam e modelul. Deci în dezvoltarea calculatorului cuantic, deocamdată, Uh, se implică mai mult oamenii uh, care se pricep la optică, la electronică, la computer hardware, deci domeniile astea sunt, sunt implicate, dar evident și în algoritmică. Uh, problema cea mai mare a domeniului, poate aveați întrebări <gri> care să o nu, lumeze, nu, nu, dar asculte. cumva să leagă. Deci problema nu. cea mai mare a domeniului este că este scalarea. Uh, um, ca, uh, calculul cuantic se face cu echivalentul cuantic al biților, care sunt qubits, așa numiți cubiți, um, și obținerea uh, unor astfel de cubiți, care ei abstractizează noțiunea pe care foarte mulți o știu, pisicii pisiciului Schrödinger, uh -huh. care e și moarte și, și, moarte și în vie timp. în același timp. Cubitul da. este și 0 și 1 în același timp. Este o superpoziție, se spune, de 0 și 1. Mai că sunt niște... Uh, uh, Particule, la implementare, nu știu foarte mult despre implementare, Eu mă pricep foarte bine la partea matematică, de modelare, dar la partea fizică mai puțin. Um, acele particule sunt foarte, foarte fragile. Și, evident, ca să faci un proces computațional, să le implementezi, tu trebuie să le procesezi cumva. Deci, trebuie să le manipulezi. Ori ele fiind foarte fragile, apar probleme. Și foarte greu de scalat un astfel de sistem. Și să-i faci pe cubiții ăștia să interacționeze între ei. Să intre în ceea ce, mă rog, o să-mi ziceți, arăta să traducă în română, să facă. De altfel, nici nu știu cum o să ar traduce asta, să facă entanglement între doi astfel de cubiți. Sau mai mulți. Să se întrepătrundă. Da, 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 da. Și a, a, asta, e o, asta e o problemă pentru, pentru industrie, și toată lumea se chinuie acum a să integreze cât mai mulți cubiți. Um, și atunci a, a, e, o mare pro, e o mare problemă pentru că algoritmii ăștia, de care se știe algoritmul Shor pentru factorizare, algoritmul Grover pentru căutare și așa mai departe, au nevoie de mulți iubiți, uh -huh. pe care nu avem încă integrați. Există însă aplicații unde nu e nevoie de foarte mulți cubiți. De exemplu, în comunicațiile cuantice. Și aici, cei care se pricep la comunicații, la quantum key distribution, la cripto, uh, criptografie, o să găsească foarte, foarte multe aplicații. Există aplicații comerciale. La ora actuală, dacă vreți, vă cumpărați, cred că costă vreo 40.000 de euro un dispozitiv de la de QKD. Tejer. Da. <laughs> două, vă Așa. Și cu două astfel de dispozitive, pe o distanță de, să zicem, sub un kilometru, se, poate, se pot. Um, schimba chei de criptare pe care doar ce, cele două capetele le știu. Doar Alice și Bob uh -huh. le știu. Și asta ce, mai multe aplicații militare? Um, sau... Și în banking, există multe bănci care au cumpărat așa ceva. Este singurul protocol de criptare cunoscut ca fiind unconditionally secure. Adică în momentul în care cineva vrea să intre, Eve vrea să vadă care e cheia de criptare, se bagă între Alice și Bob, măsoară starea cuantică, fiind măsurată, superpoziția e distrusă și al și bob se prind. Și atunci nu se, se încheie protocolul. Deci este 100% sigur, doar statistic se poate încerca să, să spargi, dar probabilitatea e infimă. Și atunci, da, asta e o aplicație, criptografia. O altă aplicație ar fi ceea ce, dacă căutați pe Google, sigur, să găsiți Quantum Machine Learning. De ce? Pentru că aici se crede că, și uh, există foarte multe aplicații în sensul ăsta, deocamdată la nivel academic, din ce știu eu, s-ar putea să nu știu foarte bine, dar cu relativ puțin cubiți, să să-ți faci un, un uh, strat uh, într-un deep neural network, să fie uh, uh, neuron cu uh -huh. există modelul ăsta, uh, poate îmbunătăți foarte mult uh, procesul de, mă, mă rog, de învățare într-o, într-o rețea neuronală. Există foarte multe aplicații de, de, de genul ăsta. Dacă căutați Quantum Machine Learning... Um... Noi să plecăm cu foarte multe teme de casă din podcast să da, ne -a a mai multe întrebări Să-i dați în da, da seama, da? Da, zic, că cumva am, da cred, că, cred că sunt foarte multe în momentul când povestești, sunt foarte multe întrebări care, pe care le da. notăm noi care sunt cumva adiacente la, la ce, ce zici tu. Dar un lucru cred că e important. Ce companii din România ar angaja pe cineva care a făcut master la Quantum Computing. Păi, există companii care deja angajează în domeniul Quantum în Timișoara. Ok. Um, adică se lucrează la un Quantum Computer în Timișoara? Um, se contribuie la efortul de. Adică cum e la Automotive, tu nu faci da. da. Ma, Porsche, faci E. E, foarte, e foarte complicat, da. E, e, dacă vreți să vă zic, și firma e Equal One, firma irlandeză care are un deschis un birou la, la Timișoara. Prin exact aceeași echipă care a dus uh, în Timișoara Movidius, apoi Intel România, condus în Timișoara de Val Mureșan. Deci, Val e din nou inovator în, în Timișoara și fac niște chestii ex extraordinare. Am, am un student la, la, la diplomă care uh, face, uh, mă rog, o chestie de machine learning cu aplicație în, în hardware-ul Quantic pentru asigurarea calității cubiților. Generați pe chip. Deci. Sunt locuri de muncă. Sí. Uh, și câte locuri de în de master. Um, știu că sunt 20. Um, asta știu. Uh, știu că mai sunt firme în Timișoara care, în patria lor mamă, fac quantum. De exemplu. Um, Evident. Evident. E, evident, nu. fost o atos sau mă rog, să dez... uh -huh. Există da, și atos și exact. evident. Da, e da, deci evident, ei, da. știu că în Germania face. Chiar am avut un workshop uh, în, în toamnă și firma evident ne-a trimis pe cineva, un speaker din Germania cu care se au ei bine să, să ne vorbească la, la conferința respectivă. Deci, știu că sunt preocupări. Sunt mai multe firme din, din Timișoara care au. La, în, în țara de origine au, au domeniul ăsta al calculului cuantic și al comunicațiilor cuantice, că știu, evident, nu e și cu comunicațiile cuantice. De uh, equal one știu, adică uh -huh. știu, am studenți care, care lucrează acolo. acolo. Da. Da. Când, când am lucrat la dosarul de acreditare al programului da. de master, am făcut și eu un fel de motivație. Da, la domeniul e, și exact. am, am, am luat rapoarte de pe McKinsey și am citit și eu rapoarte de asta de business, Piața este în, în creștere enormă. Ce vă spuneam efortul ăsta de integrare a cubiților, practic, respectă o lege, cum am avut legea lui Moore și o avem mm -hmm. în, în, în electronica clasică și în calculatoarele clasice, avem acum. Adică este o, 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 o evoluție exponențială în, în domeniul ăsta și o piață cu foarte, foarte mulți bani unde e nevoie de foarte mulți specialiști, care deocamdată nu există. Uh -huh. Sunt foarte puține uh, programe de asta de master, în Europa vorbesc. Oricum, și ceea pe plan e un, mondial. Unul un, în București și atât, la noi nu La există. noi deocamdată este unul în București și uh, România este una din țările care au program de master. Sunt foarte multe țări, inclusiv occidentale, care Carum. nu au programe de master în Quantum. România o să aibă două. <laughs> Poate s-ar putea să începem să avem și un brand de țară din povestea asta. Ar fi interesant da. să nu mai... Da, ar, ar fi un domeniu în care România n-ar mai rata start-ul. Start da. uh -huh. um, cum, cum vezi tu, Mihai, că ne impactează progresul ăsta tehnologic? Dacă e să luăm, ok, faptul că faptul că avansăm în zona de quantum, cum crezi că o să ajungă să ne impacteze în nu știu, viața noastră de zi cu zi? sau. Vom vedea un impact mai devreme, mai târziu? Cine o să vadă impactul ăsta? Cum o vezi? Asta aici e foarte greu. De obicei nu-mi place să fac prediții. Uh, îmi place să antrenez modele care fac predicții. Care-i speran care speranța fac... ta? Ce, ce speranță? E... O să aibă un impact foarte mare și asta, 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 asta e o certitudine. Adică firma um, uh, care are la ora actuală cele mai bune rezultate în integrarea cubiților. Și aici nu vorbesc de număr. Dacă, dacă, dacă vă uitați, o să vedeți că uh, D-Wave Systems a integrat o de cubiți. Degeaba că... Uh, sau nu degeaba, dar oricum uh, uh, problema e că ei nu pot să uh, 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 creeze entanglement între acei cubiți. Deci ei nu sunt foarte, foarte utili. Uh, însă firma Continuum... Acum, firma Continuum este o divizie a firmei Honeywell. Care, apropo, e și aici în Timișoara. Da, da. Ok, <laughs> ok. Da. Uh, firma Continuum uh, integrează cubiți de a buni. Cubiți <laughs> de -a care, care, pot fi entangled, care au o fiabilitate foarte bună. Uh, uh, și uh, ei sunt foarte aproape de adevăr cu, cu dezvoltarea unui procesor cuantic adevărat. Ei, ei au semnat, una din primele, unul din primele contracte pe care ei le-au semnat a fost cu firma um, Roche, firmă de farmaceutice. Uh -huh. De ce? Pentru că este foarte important pentru industria de farmaceutice. Um, o mare descoperire și progres de asta tehnologic care s au făcut a fost cu AlphaFold-ul, de care probabil că ați auzit, um, care a reușit uh, să rezolve problema protein folding în bioinformatică, folosind, evident, uh, machine learning, deep neural networks, reinforcement learning și-au au făcut uh, protein folding. Adică, um, probabil că, nu știu dacă știți ce protein folding, uh, uh, proteinele sunt secvențe de a, a, a aminoacizi. Uh, există, din ce știu eu, 20 de aminoacizi, dacă bine mi-aduc aminte. Uh, și sunt codate cu niște, cu niște litere. Mm. Sunt niște coduri, e foarte aproape de ce facem noi în calculatoare, da? ce au în, în biologie. Și de-aia există domeniul ăsta al bioinformaticii. Cumva și lucrează cu coduri. Și, practic, o proteină e o secvență de aminoacizi, de codat, cu codurile alea. un lanț de coduri. Problema e în felul următor, mi se dă lanțul ăla de cod. Cum știu eu că se dispună în spațiu, pentru că alea sunt niște um, structuri chimice? Ce formă iau ele în spațiu? Cum se folduie? Pentru că uh, modul în care se folduie are o mare importanță pentru activitatea lor biologică. Uh, și atunci, când dezvolți o proteină, știi la ce e bună, fiindcă știi cum se folduie. Cam, cam asta uh -huh. e pe scurt. Eu, eu simplific așa, în modul grosier. Am, am prieteni biochimiști, cred că dacă văd emisiunea asta, o să mă critique <laughs> foarte tare, fiindcă uh, eu vorbesc așa foarte, în tușe foarte groase, așa am cum pricepe un inginer ce se întâmplă acolo. Um, dar cred că, în mare, e adevărat. Uh, e bine, uh, când fac farmaciștii sau biochimiștii, fac o nouă substanță um, medicamentoasă care e o, mă rog, o structură chimică și vor să știe care e activitatea biologică. Acolo um, um, se face un screening de cum anume ar putea interacționa cu targeturile biologice care sunt de fapt niște proteine. Uh -huh. Cum interacționează substanța X cu proteina Y. Uh -huh. e, pentru asta se face să folosesc calculatoarele. În domeniul se numește molecular docking. Și acolo se simulează interacțiunea forței alea, Van der Waals sau ce fi acolo, cum interacționează astfel încât, uh, mă rog, uh, proteina aia face ceva sau nu face, e activată sau nu e activată, sau, mă rog, sper să nu fi spus o tâmpenie. În orice caz, creează un efect uh -huh. care e benefic sau nu pentru uh -huh. acea substanță chimică. Din păcate, acest molecular docking folosește niște aproximări ca să, ca să rezolvi problemele respective, ar trebui să rezolvi niște ecuații de-a lui Schrödinger care țin de fapt de mecanica cuantică. Și alea sunt, sunt aproximate și evident că ceea ce este din molecular docking nu, poate, nu e trustworthy. Nu e, adică poți să să-ți iasă că din molecular docking care nu știu ce interacțiune, dar tu când faci de fapt experimentele în vivo, in vitro, ce nu, am să, am să, nu fie adevărat. Pentru că nu, nu, foarte, nu au acuratețe ace, aceste metode. Ele sunt, Bune indică, uh, indică destul de bine, dar nu foarte Dar nu îți dau rezultatul că sigur, sigur da sigur, sau sigur nu. Nu. Dar nu te poți încrede în ele, nu sunt dependable. Uh -huh. uh, dar un calculator cuantic nu o să aibă niciun fel de problemă în a rezolva aceleași al, al Schrödinger. Sunt, ele sunt croite după, după modelul ăsta. Și atunci, când o să avem cubiți adevărați, Chestiunea asta va fi rezolvată și o să putem să prezicem cu calculatoarele cuantice acțiunea unor substanțe medicamentoase asupra multiplelor targeturi biologice din corpul uman. Și asta are, 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 va avea consecințe foarte, foarte importante în drug design, în tot ce înseamnă biochimie, bioinformatică și așa mai departe. O să accelereze foarte mult tot ce se întâmplă acum. Că da. acum dacă calculatorul zice s-ar putea să. Tot trebuie să testezi și cazurile care da și care nu, ca să te asiguri că totuși ai rezultatul final. Bioinformatica a evoluat foarte mult. Faptul că am avut vaccin COVID din cauza da. bioinformaticii. Și l-am avut rapid. <laughs> și eficient. E foarte important pentru <laughs> toți de acasă. Um, <laughs> acum, ca să. Pentru că tu ziceai că trebuie să traduci în modul cum gândește un inginer. Noi încercăm să traducem în modul cum gândește oricine care nu e neapărat tehnic sau nu e în domeniu. Și ca să, să încerc să pun o întrebare mai simplistă și vreau o să trebuiască să taie dacă e o prostie ce zic. Da. Principial, noi când vorbim de quantum computing, da? dacă vorbim de calculatoare normale, tu te duci, înveți înveți să faci un procesor, bine, nu un calculator. Da, zic, un procesor, să lucrezi, te duci mm -hmm. la Nvidia, te duci la o anumită firmă ca să creezi lucrul respectiv și după aia există alte programe unde înveți să le folosești. De exemplu, cum înveți la programare, să folosești. Există programare mai high level, ca învățăm, nu știu, ce acolo, C sau JavaScript, există assembly sau să programeze FPGA-ul. Există diferite mm -hmm. niveluri. Noi, în momentul când vorbim, de exemplu, de master ăsta, Practic, tu cu ce rămâi de pe, a, de pe? Tu înveți să folosești, sau și să folosești, sau trebuie programat în momentul când interacționezi cu un Quantum Computing într-un anumit fel, sau e pur și simplu crearea dispozitivului care are puterea de calcul mult mai mare și interacțiunea din exterior e în mare, în mare parte la fel ca și interacțiunea cu un calculator acum? Fă, o bună întrebare. Uh, și și. La programul ăsta, da. Răspunsul e și una și alta. Pentru că, pe, pentru a putea utiliza, trebuie să înțelegi cum funcționează. Și pentru a învăța cum funcționează, trebuie să treci prin elemente de fizică cuantică, uh -huh. prin algebră liniară, în fine. Acum, eu știu că foarte mulți din studenții, că știu ce părere au studenții noștri, sunt destul uh -huh. de conectat la problemele lor, au o problemă cu fizica foarte mult. Foarte mulți. Între ei. Uh, nu știu dacă e o problemă a școlii sau a... Cred că din liceu pleacă problema asta. E, asta, e, asta e alt podcast. Da, pleacă din liceu, pentru că fizica e nu se mai trebuie la nimic, la nicio admitere, la, și atunci nu se mai învață fizică. Dar asta e una tu. Pentru că fizica cuantică e foarte diferită de fizica, de clasică. De fizica clasică. Faptul oh, că n-ai înțeles cum trebuie fizica uh, clasică, e foarte bine. Pentru că fizica cuantică e foarte contraintuitivă. La fizică, și asta, asta mie niciodată nu mi-a plăcut la fizică, când eram în liceu, nu eram bun la fizică, eram bun la matematică, și totuși îmi reprezentam ca ecuații și așa. Nu, nu aveam, nu mă gândeam neapărat la procesul fizic, uh -huh. când mă gândeam la ecuații. La, la quantum e foarte bine că tu nu te gândești, fiindcă nu o să înțelegi ce e. E foarte contraintuitiv. Uh, domeniul ăsta al, al mecanicii cuantice. Dacă îți arăt niște experimente de asta cum e Elitzur, sur Bump test, de exemplu, tu și zici this is not true, adică nu. nu <coughs> e, e, contrazice toată intuiția pe care o ai tu în experiența asta cu lumea macro, în, macromoleculară, da? Unde deci trebuie să învețe fizică, matematică, elemente fundamentale, teoria informației, foarte important, um, coduri, coduri cuantice pentru cine vrea să facă uh, comunicații cuantice, um, arhitecturi, algoritmi, dar în, în principiu o să aibă acele um, skill-uri care o să dea posibilitatea... Uh, cursantului sau studentului care vine la programul de, de master să scrie programe, să dezvolte aplicații. Există mai multe pachete de astea în Python, de exemplu, Qiskit, pentru dezvoltarea de aplicații în Quantum Computing. Um, sau pentru cei care vor să lucreze în Quantum Communications, să învețe despre coduri, despre criptare, Quantum Key Distribution și așa mai departe. Deci are și partea asta practică, pragmatică, dar ca să ajungi acolo, trebuie să pricepi elementele Baza. fundamentale. Și atunci e și. Și și ținând cont că trebuie să... Na, ai fizică cuantică, ai algebră liniară, ai teoria informației, ai toate... Ce, ce tip de student ar trebui, De la ce specialitate ar fi mai potrivit să vină? Dacă eu termin litere, mă gândesc că poate nu e neapărat... Domeniu perfect pentru mine. Ai, clar. Dar dacă termin, de exemplu, chimia, iară, nu. Mă gândesc la poli no. numai. Dacă termin ce mai are poli, management, iară. Vorbim no. în special de automatică, calculatoare, electronică și ar mai fi ceva pe lângă? De la poli, nu, dar da. Ma, na, automatică, calculatoare, electronică, electrotehnică, poate. Informatică? Informatică, sigur. Adică, de exemplu, cineva de la Vest care a terminat, în cazul nostru, informatica. Da, da sau poate să vină de la Vest de la fizică sau de la matematică. Uh -huh. Practic, asta e un, un domeniu unde se întâlnesc uh, fizica uh, cu, uh, cu informatica, da. cu ingineria. Da. Da. Sunt Pentru că, practic, există foarte mulți studenți, de exemplu, care lucrează la... Uh, care uh, învață fizică și șansele de a găsi un job sunt minime. Adică, dacă nu rămâi în învățământ, foarte multe lucruri nu faci. Atunci există, din păcate, studenți care termină o facultate și ajung să lucreze la Kaufland cu diplomă. Asta și e trist. O... E realitatea în care trăim. Și asta ar fi, de exemplu, masterul ăsta, ar fi o oportunitate bună Sigur. pentru cei de la fizică, cei de la matematică, cei care nu neapărat găsesc în domeniul lor joburi. Mm -hmm va ar traduce teoria de, din anii de licență și ar da un, un, un layer de aplicabilitate într-o industrie de viitor. Corect, corect. A, aici sunt multe, multe lucruri, de exemplu, din matematică. Sunt multe exemple. Am avut discuții cu colegi, de exemplu, despre calculul fracționar. Uh -huh. Au studiat asta la matematică și. Uh, nu știu, la, la ce se folosește? E așa o chestie care există în matematică, adică să ai derivate nu de ordinul 1 sau 2, să ai de ordinul 0,5 sau 2 pe 3. Hmm. Deci ai o derivată fracționară. Uh, chestia asta se, se uh, folosește mai nou la procesarea de semnal și, la, și în machine learning, ca să faci un fel de dimensionality reduction pentru machine learning. procesarea de semnal, mai ales la semnalele fiziologice cum sunt ceasurile astea inteligente de ți-au -ți uh -huh. pulsul și saturația în oxigen. Deci sunt, sunt foarte multe exemple de astea, de ciudățenii de astea din matematică și din fizică la care nu te gândești nu, că care avea neapărat o aplicabilitate și dintr-o dată se găsește aplicabilitatea. Se găsește da, și așa e și pentru chestii. fizică și fizica cuantică în particular. Și acum ca să încheiem un pic, adică să... să, să dăm o finalitate discuției. Um, ai zis 20 de locuri. Începe da. în 1 octombrie. Uh -huh. Care e modalitatea prin care să te poți înscrie? Dacă vin 40, care e diferențiatorul? <laughs> uh, păi uh, este, este o admitere să dă admitere la master, la, la toate masterele de la politică să dă admitere, care constă într-un într fel de interviu. O prezentare, uh, prezentarea proiectului. Acelui student, pentru că masterul are, uh, cel puțin masterele pe care le avem noi la calculatoare, sunt mastere de cercetare. Și atunci se consideră că cine face masterul, face muncă de cercetare. Uh -huh. Și trebuie să prezinte un fel de plan de cercetare pe care îl are studentul respectiv. Și pe baza acestei note, și-a notelul de la licență. Nu mă întrebați acum să vă zic ce, ce proporție au notele nu, 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 astea. dar a, e, acolo, da. e acolo un algoritm, că uh -huh. nu știu cât la sută e nota de la licență, nu știu cât de la diplomă, sau, mă rog, media generală, nota de la interviu, și din asta se scoate o medie, este pe site-ul facultății și, și ai media de la, de, de la admitere. Și, practic, tu trebuie să vii cu un plan de research în domeniul respectiv pentru master și, ținând cont no. că e un master nou, Adică e foarte simplu să te duci la un master pe care îl cunoști și să mai suni un prieten care e mai mare și să spui, no. dăm -mi și mie niște exemple să mă inspir, dar ținând cont că e ceva total nou, care ar fi varianta sau de unde ar putea să se inspire cineva? Ce variante de... Oh, Ce GPT. <laughs> Which is an awesome answer for the times, William. <laughs> pe, pe internet, dar e plină, plin internet de literatură, de specialitate, de exemple, de... Mai, mai, știi că pe vremea noastră noi am prins Let me google this for you. Ah, <laughs> că din punctul ăsta de vedere nu e neapărat... Uh, nu toată lumea se gândește să facă și research ăsta, e bine să spui. Astea fiind spuse, uh, sfatul nostru e mergeți la masterul nou înființat de quantum computing, atât pentru faptul că veți găsi joburi în poate domenii în care acum e destul de problematic să găsiți, cum ar fi fizică, matematică. Mai nu vorbim neapărat de informatică, AC, pentru că acolo e mai ușor, dar chiar și în partea de electronică devine tot mai greu prin automatizarea și industrializarea asta să na, găsești real engineering work. Asta e o oportunitate foarte bună și bravo pentru inițiativă! Mulțumim. Felicitări pentru faptul că se mișcă ceva la Politehnică și că facem și noi un pas spre a fi primii și nu un pas spre a-i ajunge pe ceilalți. Da, sperăm, sperăm. Eu îi mulțumesc lui Val Mureșan că el ne-a ajutat foarte mult, el are ideea asta foarte corectă că să creăm în Timișoara un ecosistem pe quantum. Este foarte important. Asta va atrage industrii și noi firme în zonă, fiindcă vor fi oameni educați. Și astea vor fi joburi greu înlocuibile de CGPT, că tot l-am menționat. Că trebuie să găsim The Next Big Thing. Da, da. Adică mă gândesc că în programare, în Java, acum n-am nimic cu oameni care programează în Java. Am lăsat și un exemplu sau poate să fie în orice altceva. Te rog, spune-te. Probabil că CGPT va fi un competitor, dar în Quantum mai greu, deocamdată. Asta e ideea. Absolut de acord. Mai trebuie să apară versiunea Quantum al lui și atunci avem... Da, mai... Dar da, într-adevăr, asta, este e un punct foarte bun și cred că trebuie să-l... Să nu știu, să... să we, to face it. Să ne uităm la, în oglindă și să zicem, într-adevăr, cu informatica devine tot mai problematic. Hai să încercăm domenii noi, hai să vedem unde nu o concurență atât de mult de partea asta de generative AI și unde trebuie să pune mai multe cap la cap, lucruri care nu poate fi automatică Matematică, fizică, exact. calculatoare. Mulțumim încă o dată Vă mulțumesc că ne-ai uh, onorat cu prezența. Mulțumim și uh, o dupămasă dimineață, seară plăcută în funcție de când ne ascultați.